Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou video pe canal. Astăzi învățăm din nou despre Linux. Bine venit la episodul numărul 1, videoul numărul 2, pentru că în episodul trecut doar am v-am arătat cam ce poți să faci cu Linux-ul. Așa că acesta este episodul numărul 1 și haideți să-i dăm drumul să vedem cum arată fișierele și ce sunt fișierele pentru Linux. Din nou, suntem pe Hack the Box Academy, da? nu știți, nu știți site-ul, îl aveți în descriere. Atenție, nu este un video sponsorizat, pur și simplu mi s-a părut foarte tare ca voi să puteți beneficia de o diplomă gratuită. Da? Iar astăzi vom învăța despre tot ceea ce înseamnă fișiere în Linux. Așa că tot ceea ce avem de făcut este din nou să ne deschidem mașina noastră virtuală și cum o deschidem simplu dăm aici start și pe mă dăm interact, da? Ni, ni se deschide uh, terminalul nostru de Parrot sistemul numărul 1 în securitate și dăm click pe consolă. Bineînțeles putem să deschidem și de meniu, scriem terminal și ar trebui să -l avem aici nu bash. Nu-l avem nici aici, da? Deci, da, bun, am deschis din nou uh, comanda și probabil o să ziceți mulți, da, bă, dar cum dăm? Simplu, dăm list, să vedem unde suntem. Am învățat de data trecută ce înseamnă list. CD, ne ducem cât mai în spate și avem aici cd uh, list și avem foarte, foarte multe chestii. Haideți să vedem ce este în fiecare. Păi cum facem? CD, bin. Să vedem ce avem aici. Wow, au apărut foarte, foarte multe. Ce sunt astea? Haideți să vă explic. Linuxul merge pe fișiere. Cum adică merge pe fișiere? Simplu. Orice comandă, orice dau eu în Linux, o găsiți ca și fișier. Cum? Simplu. Haideți să căutăm list sau CD. Și o să căutăm list pentru că este mai aproape de noi. Lui S lui lui să lui lui să. sau nano. Hai să vedem ce înseamnă nano. Uh, nano n-ar trebui să fie mai ușor. Uh, uite, install, avem multe aici, aici, so kill all. nu, 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 O să căutăm. Nano, nano, nano. Unde este nano? Pe bune? E pe pagina M n bine. Este în ordine alfabetică. Ta 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 Suntem la rând. După cum o să vă din soare foarte multe comenzi. Da? M. N. Nano? Nu are nici pasta? Nano. Uitați. Și o să ziceți da, bă, dar ce e aia? Simplu. De exemplu, eu am pe desktop un uh, open terminal, mai scriem un terminal. Eu am pe desktop, după cum vedeți, un uh, readme.license, da? Dacă voi da nano. Re, uh, nu. CD desktop să ne mutăm pe desktop și dăm nano uh, read re și tab. r e tab. Da? Iată că am intrat în, un text prin o comandă folosind nano. Da? Bineînțeles, voi doriți să, să vă schimbați, puteți să schimbați chestia asta la, la Linux. Și cum faceți? Simplu, o să vă arăt eu imediat. Mă duc ca și desktop user. Bineînțeles, pot folosi comanda de copy și de rename. Da? Și cum facem asta? Simplu. Haideți să vă arăt și dăm clear, da? Ca să ne clear. Da? Și dăm copy, cp, nano, în, punem arată. Da, ne zice că permission is denied. De ce? Pentru că la Linux trebuie să-i zici te rog. Simplu. Cum îi zici te rog? Sudo. Sudo înseamnă că îmi dă acces de root, îmi dă acces de, iar Linux-ul mă va vedea în momentul acela ca și the god of the system, da? adică mă va vedea Dumnezeu sistemului și nu mai, 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 zice nimica. Și vom da din nou aceeași comandă, că până nu arată. S-a întâmplat? Oare? Nu știu. Putem, avem două opțiuni. Putem să intrăm aici și să ne uităm după arată. Ar, 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 ar apașe, apt, aptitudine, ar. uite. Arată. Avem comanda arată. Și acum, dacă eu dau comanda lăsă, mi arată fișierele, dăm clier și dau și arată. Bă. A, nu. Nano era. Nano era. Na euh, nano. Tu? Ce am făcut noi aici? Ia să vedem. Am copiat nano în arată, da? Și o să facem cum? Simplu. Dăm lăsăm. cd uh, home, da? cd cd htb, pentru că acesta este userul nostru. Lăsăm cd desktop. Iar acum vom testa uh, comanda arată. Arată readme. Bun. Deci, practic, din nano a devenit comanda arată. Foarte simplu, nu? Exact cum am spus mai devreme, toate sistemele, toate, sisteme, toate comenzile din Linux sunt bazate pe fișiere. Bineînțeles, dacă tu vrei uh, să ieși din fișierul de text cum îl am eu, apeși control X și ai ieșit. Acum, probabil te întreb, da, bă, dar dacă eu intru în, uh, în comanda arată, de exemplu, hai să vedem, ls, ls, cd, bin, da? Și dăm arată, arată, adică nano, arată. Nu o să înțelegi nimic. Pentru că și deoarece toate comenzile din Linux sunt criptate, tu nu o să înțelegi nimic, pentru că nu ești robot. Nu uita că sistemele, în ziua de astăzi, și ca cuatorul în general, funcționează pe un singur limbaj, binar, 0 și 1, corect? Iar el își compilează în așa fel încât tu să nu poți să citești aceste fișiere. Deci, da, am văzut ce găsim în folderul bin. Corect? Hai să ieșim din folderul bin, dăm clear, da? Și să vedem uh, în folderul boot, cd, boot. Dăm ls, să vedem aici ce avem. În folderul boot avem, practic, șorcăturile pentru a arăta sistemului ce trebuie să pornească el la început. De exemplu, probabil o să zici, da băi, tu nu ai așa ceva pe Linux Mint. Acesta este Linux Mint și o să mă duc sus de tot. După cum vedeți, am și o bin, boot, da, îmi pornește EFI, îmi pornește virtual, virtual boxul în background, pentru că așa i-am dat eu. Da, EFI înseamnă ca și USB-uri să-mi funcționeze, da, și fișiere de configurare. Același lucru le-am și aici, doar că este pe o mașină virtuală. Cam asta face folderul boot. Ieșim din el, intrăm în dev. Da? Și hai să vedem ce avem în developer. Oh, oh, cam multe. Simplu, în developer vedem exact ceea ce ne trebuie. Vedem memoria de RAM, o avem aici. Vedem uh, placa video. Și o să ziceți, da, dar unde e placa video? Simplu, au și VCS a 2. Vedem discul, vedem practic tot. Exact cum și comenzile sunt fișiere, așa și uh, hardul și placa video și toate sunt fișiere. Bineînțeles, nu o să le poți șite, dar ele sunt acolo. În caz că ai nevoie să zicem că îți dă o eroare la o placă video, uh, pur și simplu șterge fișierul de configurare și reinstalează l și va merge perfect, da? Bineînțeles, pentru advanced users. Da? Dăm clear, dăm cd, două puncte să ieșim de acolo, dăm din nou list, da? uh, folderul etc etc. Hai să vedem ce are etc list. În folderul de etc găsim toate configurările necesare de limbă, de, uh, de editări, de exemplu, după cum vedem, avem aici GIMP, da? ceea ce nu intră în partea superioară, în partea principală a sistemului, cum ar fi USB-uri, placă video, procesor, hard, intrăm în partea de etc. Adică, pur și simplu, vezi aici uh, programele care, pe care tu le-ai instalate, dar nu toate, atenție, da? Avem și Apache, avem foarte, foarte multe, Samba uh, și etc. Așa am și eu aici, probabil o să vă, o să ziceți, da, băiatul tu nu ai așa ceva. Ba da, am și eu, etc. Uite-l. Bluetooth, da? Pentru că nu intrăm în principal. Avem calendarul, avem. Ce mai avem? Hai să ne uităm repede pe jo la mine. Firefox-ul. Avem. Bine, și dacă intri pe el, ai anumite configurări, da? Fișiere de configurare, mai exact, pentru programe. Cam asta este, etc. Bineînțeles, ieșim de aici. Dăm clear și list, list din nou. Avem lib și lib32. Ce sunt astea? Bineînțeles, nu o să intru în imag old și init uh, și o să intrăm în lib, cd lib aici sunt toate librările librările, cred că că și ce înseamnă, exact dacă vă aduceți voi aminte, am mai postat eu pe uh, canalul meu, ce înseamnă librării, de exemplu când tu vrei să instalezi ceva și Linux-ul tău nu are acelei librării, nu le poate instala așa se întâmplă și cu Perot de exemplu dacă eu vreau să instalez în momentul de față Uh, nu știu, dau un exemplu da, 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 Python, da? Și eu îi dau sudo apt-get python sudo apt-get python python 3.9 dau un exemplu 3.9 și o să ziceți, da, bă, da, uite, invalid operation python Păi da, pentru că și deoarece ele se deja instalat Da? Mă rog În momentul când vrei să instalezi ceva aici găsești librăriile. Da? Cam asta face folderul lib. Și bineînțeles lib32 la fel face și el. da Avem uh, lib32, lib simplu, lib64 și x 32 Practic sunt aceleași lucruri doar că pentru uh, versiuni diferite. Pentru că exact ca și Linux-ul, normal ca și pe OS, vine pe mai multe sisteme. Linux-ul după cum știți, îl poți instala în foarte multe calculatoare și nu contează de câți bits este. Bun, pe avem Lost and Found, da? CD Lost uh, Plus Found. Și avem aici Permission denied. Pă, de ce nu ne lasă? E simplu, pentru că chiar dacă sunt sudo, nu o să ne lase să intrăm în Lost and Found. Lost and Found este faptul când el dă un crash, da? În Lost and Found el are uh, toate fișierele care ele merg în momentul de față, da? În momentul când dă un crash. Sistemul știe că trebuie să caute în Lost and Found acel fișier care a dat crash și bineînțeles îl recuperează și îți funcționează ție. De aceea Linux-ul în ziua de astăzi are cel mai mare uptime din lume, mai refer comparativ cu Windows-ul, tocmai din această cauză, pentru că el știe să-și facă singur managementul încât să nu spice sistemul și să nu fie nevoie să-i dea un restart sau ceva de genul. Pe urmă, avem media. Da? Haideți să fac așa, clear, list. List, mă. Și avem media. Media, da? Avem aici, suntem. CD media. Iar aici avem uh, username-ul nostru, nou și root, da? Haideți să intrăm și la mine, să vedem dacă ne arată așa. CD 2.2.2. Ne-am dus clear CD media. Și ne avem userul nostru și root, da? Intrăm pe userul nostru și avem media. Media este hardul nostru, mai exact care îl putem vedea unde este aici, dăm pe așa și uite, un terabyte volum, da, F9DE93, F9DE93, vedeți, același lucru. Practic, în momentul când bagi un hard extern, un hard normal, el ți-l vede ca media, da, exact ca un, și un stick. Pentru că, după cum puteți vedea aici, eu am un sistem care mi-l lasă să-i să dau eject, da, Bun, cam asta face folderul media. Uh, dăm CD, list, clear, list. Da? Și avem uh, folderul acum mount. Ce este mount? Exact ca și alte fișiere. Uh, ceea ce avem noi montat. Dacă e intru la mine, pe că, de aceea intru la mine, pentru că nu am cum să vă arăt în, în mașina virtuală, pentru că nu are nimic uh, băgat. CD, 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 LS, CD, mânătă. Și acum aici, bineînțeles, sudo LS. Vă punem să dau parola. Da, uite, eu băgam parola. Uh, și avem mount. Mount înseamnă în momentul când eu bag un stick să îl văd aici. Cam asta înseamnă, da? Să-mi monteze, să zic așa. Da? Bun. CD. Ls clear. Și avem pe urmă Ia CD Așa LS avem Și pe mai avem, bineînțeles, 8 opt, pentru optimizare Proc pentru procesor Root Probabil o să ziceți, bă, dar ce este la root? Pentru că probabil m-ați auzit mai devreme când am zis trebuie să fii root. Root este the god of the system, da? E cel mai mare, el poate să modifice fișiere în sistem și multe altele. Și așa că haideți să intrăm la root și o să ziceți, bă, nu este voie. Sudo, adică te rog, lasă-mă în root. CD root. Permission din aici și pămă command Not found. ești prost. Sudo, su. Ia să vedem așa. Bun, acum, cum, ce am făcut eu? Probabil o să ziceți, bă, dar ești nebun, ce ai făcut? Uite aici. De exemplu, aici eu am fost userul HTB, exact ca și aici, da? HTB, AC3, etc., da? Iar eu am dat comanda sudo, su. Adică am devenit root. După cum observați, eu în momentul de față sunt root, da? PWD, unde sunt? Ok, sunt în, has, în casă. PWD înseamnă Power Directory. Adică aratem directorul unde sunt. Da? Uh, un name minus a este ceea ce folosim noi în momentul de față ca și sistem de operare. După cum am spus, în fiecare episod învățăm câte o comandă. Deci pwd ne arată unde suntem, iar un name a ne arată ceea ce folosim noi în momentul de față. Da? Și o să dau cd, cd, clear și dau ls. Și o să vedeți aceleași chestii care le-ați văzut și în user, da? Numai că acum încercăm să intrăm în root. Opa, am intrat în root. De unde știu că am intrat în root? Pentru că aici eram în home, cum ar veni, era acum sunt la infinit. Ce o fi aici? Hai să vedem. Aceleași chestii. Pentru că, da, root este și el un user. Tocmai de aceea îl faci în așa fel încât să te loghezi ca el în momentul în care editezi un fișier în Linux. Este pur și simplu un user, numai că este un user de God. O să arăt asta chiar și în sistemul de Arch Linux în care o să arăt tutorialul de instalare. Bun, avem comanda de run, comanda, folderul de run, run adică ceea ce rulează în momentul de față. Avem sandbox care nu are nicio o treabă, sbin, sbin. Hai să vedem ce este în sbin. Da, cd sbin, uh, ls, cd, cd, cd sbin și dăm clear și acum sunt în sbin? Păi nu știu, avem două chestii, pentru că acum noi nu mai suntem ca userul nostru normal, acum noi suntem ca root, ca interfață grafică nu te poți loga ca root, dar poți să vezi unde sunt, sunt în sbin, nu știu, hai să dau pwd, da, sunt în sbin. Da? Și dăm un LS. Wow. Din nou, mai multe comenzi. Wow, foarte tare. Numai că Sbin este un pic diferit. Uh, Superban, să zic așa, și Powerban. De unde vine Powerban și Sbin? Adică Powerban și Superban. dacă vă amintiți, în folderul bin găseam anumite comenzi, dar nu găseam încât să montez harduri, să montez să modific harduri și multe altele. Practic, comenzile pentru de Superben, de SBIN, sunt în S-BIN, Pentru super useri, pentru a modifica atât de mult sistemul încât are nevoie de o comandă specială. Cam aici le veți găsi. În BIN vei găsi comenzile normale. Aceasta este singura diferență, da? Voi ieși de aici, dau clear, pentru ca să ne eliberăm asta și am intrat din nou în folderul de mamă, să zic așa. Și avem srv, adică services. Și dacă dăm cd srv și dăm ls, nu se ne arată nimic. Pentru că toate fișierele sunt uh, rulând deja, deja. Sistem monitor avem aici. O să vă arăt eu. Da? Cam așa arată fiecare serviciu. Numai că ele rulează în momentul de față și nu poate să mi le arate, nu pot să le editez. Cam asta este ideea Linux-ului. Da? Avem folderul de sistem, hai să vedem ce avem aici, cd sys, S -Y -S, da? L -S. din nou avem firmware, kernel, modul, power, class, bus, block, nu o să intru în momentul de față prea mult în sistem pentru că acesta va fi într-un alt episod, dar aici este sistemul, aici este Uh, ca, să zicem că suntem într-un uh, reactor energetic, da? Cam aici este miezul reactorului, să zic așa, da? CD, două puncte, din nou dăm clear și list, da? List înseamnă, uh, list, TMP, înseamnă temporary files, presupun că știm și noi cu toții chestia asta, user USR, haideți să vedem, USR și dăm LS. Și bineînțeles, aici avem aproape aceleași chestii ca și în bin ca și în but, nu but, ca și în grafică interfață, numai că avem câteva chestii în plus pentru că noi suntem în root în momentul de față, de aceea ne arată așa. Da? CD două puncte și mai avem var, în var bineînțeles, este să zic așa, acolo rulează rutul. Rutul acolo își face backup-ul, acolo își pune temporary files, iar pe urmă le trece în user temporary files, adică aici, da? în, unde este cu verde, în TMP. Bun, cam acestea au fost uh, fișierele linux -ului. Nu sunt multe, dar sunt importante. Așa că, după cum ai văzut, avem arată. Haideți să intrăm pe desktop. Uh, LS, CD și de aici, CD home. Uh, HTB Desktop. Da? Și am ajuns pe desktopul pe care îl vedeți voi aici. Da? Și eu ca root pot vedea uh, fișiere da? și o să dau arată, pentru că acum putem să folosim și nano, dar și arată, nu uitați, arată my credentials. Da? După cum vedem, sau nano arată, nu, nano mai Ridiculous. Da? În caz că vrei să-ți faci Linux-ul tău, nu știu, dau un exemplu, va trebui să modifici toate, toate fișierele din BIN în comenzi pe care le dorești tu. Uh, și acum o să ziceți, bă, dacă ștergi unul din arată, simplu, uite, șterg, uite, eu, eu era să șterg arată, din, am crezut că e în sistemul meu. Și eu nu pot să șterg de aici arată. Păi de ce? Simplu, pentru că nu suntem rut. Da? Cum facem chestia asta? Simplu. O să dăm list, să vedem unde suntem. Dăm clear. Dăm cd până la capăt. cd, 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 cd. Dăm list. Ok. Intrăm în bin. cd, bin. lăsă Și aici avem comenzile, da? Bun. Și dau rm minus rf arată. Am știți cum arată? Nu știu, hai să vedem. Arată nu, nu. Nou soft file, ori directorii. Da? Pentru că nu mai este comanda. Rm înseamnă remove. RF uh, requires force. Da? Cam asta înseamnă. Bineînțeles, dacă nu merge așa, va trebui să dați sudo. Sudo, rm minus. RF arată. Da? Sudo, adică te rog, remove, require force, arată. Da? Și cam asta este. Putem să facem. Cu orice comandă, așa, cp uh, ls, pentru că o să folosim comanda lăsă, ca să ne arate, ls în, uh, nu știu ce să punem, în uh, tigaie. Dau un exemplu. Copy ls în tigaie. Da? Bun. Și acum dăm tigaie. Tigaie. Hai să dăm clear. Clear. Și dăm tigaie. Și ne-au arătat aceeași chestie ca și, facem, ca și cum aș face cu LS. Vedeți cât de simplu este Linux-ul. Trebuie doar să știi puțin unde să te uiți și ce să vezi. Cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uita că ai învățat câteva comenzi, ești destul de tare, ai ajuns la episodul numărul 2, ai învățat Remove, ai învățat CD, adică comand directory, ai învățat PWD să ne arate unde suntem, ai învățat comanda SU, uh, sudo, SU, care ne transformă în the god of the system. Nu recomand să mergeți așa mereu. Ai învățat comanda copy, cp și rm, remove. Deja ai învățat destul de multe comenzi. List și multe altele, da? Până la viitoare, eu sunt băiatul cu linus. Nu uitați, abonați-vă pentru mai multe clipuri de genul. Nu uitați să fiți creativi. Dați un like dacă vă place, un dislike dacă nu vă place. Și până la viitoare, să auziți cu bine. Pa, pa!